ușor, ușor, ușor. Ce s-a întâmplat? Nu ți-amintești nimic? Nu știu. Eram cu Alice. Stai. Eram cu Alice și mi s-a făcut rău. De la film, cred. Asta e tot ce se amintești? Da, ce caut aici? Mama, ai căzut pe scări. Da? Nu mi-aduc aminte. Și asta nu e tot. Ce e? Am pățit ceva, că nu mă doare nimic. Nu, stai. Mi-e sete. Cu minte, da. Ia. Poți așa. Mulțumesc. Robi. Ce? Robi urca spre camera lui și când ai căzut l-ai lovit și pe el, că ai căzut peste el. Și e bine, da? E ok? S-a lovit destul de tare. E în operație. Ce operație? Nu, stai, gata. Liniștește-te, nu știm prea multe, noi am stat cu tine. S-a lovit la coloană. Nu, cum adică? Nu, trebuie să-l văd. Unde e Petru? Unde e Petru? Unde e Petru? N-ai voie, nu, te rog frumos, n-ai voie să te miști, da? Până nu vine un medic. Mă duc eu să-l chem pe Petru. Ce durează atât? Am intrat în operație de câteva ore deja. Să ne anunțe când ies. E doar vina ei. Alice, nu e momentul acum. Nu poți să negi că Robi e în spital din cauza ei. Gabi? Da. Ce surpriză! Păi ce surpriză, nu-i nevastă ta? Hai, Marcele, vezi tu de ale tale. Da. Bună, frumoasă, bună. Ce faceți? Ce să facem? Uite, ni s-a stricat centrala, iar. Da? Și de ce nu chem pe cineva? Mi-am chemat, dar până vine durează ceva aici. Aha, și ce ai zis tu? Hai să veniți aici. Aici, la tati, la căldurică sufletească, hai, să vă duc. Hai, Marcele, lasă-o acolo și du-te, vezi de ale tale. Vasele murdareți la locul lor în chiuvetă? Da, bine, hai, la revedere. Da, nu știam că o luăm pe Roxy azi. Da. Auzi, nu vrei să mănânci ceva? Ba da. Ba da? Haide, stai aici. Hai. Așa, bravo. Bravo. Robi nu vine? Robi nu e acasă. Da, vrei să-ți aduc și niște suc? Da. Da, bine. Hai, ia și mănâncă. Pune-ți tu ce vrei, da? Ce s-a întâmplat? Robi a căzut pe scări și e la spital. Normal că a căzut pe scări, că uite ce lucios e parchetul. Nu, e de asta. Liei i s-a făcut rău când cobora pe scări. Robi a alergat și s-au ciocnit și ea a căzut peste el. Doamne ferește, deci în casa asta pot să mor cu zile. Da. O să fie bine. O să fie bine. Dacă era bine, era acasă și nu la spital, zic, nu? Ați vorbit cu doctorii, ce zic, ce se... Așteptăm, hai să... Nu ți-ai pus nimic să mănânci?
Da, așa-mi vine și mie să fac, da. Unchiul Sorinel a rămas singur. E greu, o să vezi tu când mai crești, da. Ai bază în unchiul tău, stai liniștit. Ce faci? Ai dat în mintea copiilor? Îmi spunea și eu o focă. El tace și mă ascultă, n-are comentarii. Aha. Tot cu gândul la... Da. La iubita la căpuț, lui. La căpuț. Da. Fotbalistul luptă. Ia, dai cuticul de pășinia, mamă. Gata. Dormim. Că de seară e meci. Problema e că nu știu dacă mai e a mea. Am trecut mai devreme pe la ștapă vis-a-vis și m-am întâlnit cu ea și a zis că mai vrea să audă de tine, că e supărat. Nu mai îmi spune. Când a apărut poza aia și... Știu asta deja. De ce-mi tot spui? Dacă ai o vorbă, un sfat, te ascult. Dacă nu, lasă-mă în durerea mea. Păi nu pot să te las în durerea ta, că stai că tu. Și te iubesc. Problema e că eu chiar nu înțeleg cum a ajuns poza aia acolo. Și nu știu de ce să spună că sunt cu Emma. Pentru că a ajuns poza aia acolo. Și ea nu o să merte niciodată, tată. Bă, băiete, pe vremea mea, adică în tinerețea mea, când eram și mai tânăr ca mă, când mă certeam cu vreuna, îi luam un buchet de flori, o ciocolată și o sticlă de vin, ca să o bem împreună. Și după 2-3 pahare, 4-5 așa, ne ceream iertare, ne împăcam și drept în pat ne aruncam. Ce simplu era. Păi și în ziua de azi, n-are cum să difere prea mult. Chiar crezi asta? Eu cred că o să ieși din situația asta. Pentru că ești băiat deștept. Și ai să te descurci și știi că eu nu fac complimente gratuite. Tu nu prea faci complimente, niciun fel. Ăsta sunt. Ața și năvodul ei de viață. Că-i dureroasă, dar e și frumoasă. Nu-i așa? Așa. Bună. Hei, bună, Sia. Ce faci? Uite, am adus astea de la Răzvan pentru Elena. S-a întors? Nu, dar n-o să te le ducem noi. Nu vrei să stai puțin la o cafea, ați mai povesti? Băi, nu, n-am, chiar n-am chef. Nu. Mersi. Da, te cred. Ești ofticată din cauza interviului lui Sorin, nu? Da. Tu n-ai fi? Evident, doar că... Doar că? Tu n-i prea... Deci, nouă ni s-a părut foarte ciudat de la bun început, pentru că noi am trimis noul text pentru articol de aici, de la agenție, l-a verificat și Elena, l-a aprobat. Așa și... Așa și Toni a sunat la site. Mă lași să termin? Păi... Dar îmi ziceți odată? Da, ci că au primit un mail anonim cu poza. Anonim? Da, da, îți vine să crezi. Și acolo era scris că Sorin minte și că asta e iubita lui. Nu pot să cred. Ba da. Dar oare cine a trimis mail-ul? Asta nu înțeleg. Oare știi? Cred că am o idee. Ce faci? De ce nu răspunzi la telefon? Te-am sunat, am plecat acasă, nu te-am găsit nicăieri. Iartă-mă, aveam telefonul pe silent, am mai rămas la spital. Pentru ce? Lia te-a rugat să o lași în pace. Am lăsat-o în pace. Am vrut să vorbesc cu Alice, să văd ce s-a întâmplat. Nu ți-e clar ce s-a întâmplat? Liei s-a făcut rău de la toate pastilele pe care tu i le-ai dat. Nu trebuia să întâmple asta, ok? Ți-e clar că din cauza ta s-a ajuns aici, nu? Nu s-a întâmplat nimic. E ok? O să plecăm. Tu vorbești serios? Da. Cum să plecăm? Simplu, luăm pe sora ta și plecăm.
Cum să o luăm? Era poliție la spital. Poliția nu se facă nimic. O să fac o constatare. A fost un accident. Ia zic. Salut. Am rezolvat cu pașaportul. Să rămână. Bun. Bun. Bravo. Ce faci? Să ții telefonul deschis, să puteți spune nevoie de tine. Șeful? Da. Am și eu o întrebare. Cu Tavi ce faci? Ce vrei să fac cu el? Păi are probleme. Am înțeles. Trebuie să-și le rezolve. Am altele pe cap acum. Bine, șef. Să rămână. Am plecat. E bune? Ce? Normal că nu te interesează. După cât te-a făcut Avi pentru tine, nu te interesează. Carla, e o mare cupălărie. Nu să mă faci. Pentru că v-ați tot băgat codița, Dana o să ceară custodie, că nu poate nici o femeie normală să stea cu un bărbat care are atâtea probleme, nu? Mm-hmm. Acum pot să zic și eu? Dănuța. Așa. Știa de la început că Pavel are niște alte obligații, știi? Ia uzi, și ce vină are Ioan? Că acum trebuie să crească fără tată. Așa și? Sunt eu de vină că Dana e apucată, sau? Păi cum să nu fie apucată dacă Fabian a pus pe unul să se ia de ea? Ați văzut-o pe Roxy? Pe unde se ascunde? Nu. Oh, bună. Bună, Maria. Bună, mamă. Cine faci bun de mâncare? Nimic. Dacă Gabi stă la masă, nu gătesc nimic. Extraordinar. Da. Dar care e situația? Ce se întâmplă? Uite, mă găsește pe mine vinovată că este Dana cu capsa pusă pe Pavel. Păi dacă nu te-ai ține atât ascai de el, totul ar fi mult mai simplu. Măriuța? Ia. Yeah. Pavel este soțul meu și eu n-am de gând să renunț la el. Aoleu, atunci o să-și piardă copilul. E, uite că nu e nicio tragedie, ce crezi? Oare pe Roxy? Ah, bravo, acum înțeleg eu. Deci vă convine toată încurcătura asta. Urât, foarte urât. Emma, să faci o comandă de ceva, că eu nu gătesc pentru madama. La revedere! Bravo, ce nebună! Vrei cafea? Nu, mersi. Semnează aici. Semnează și Tavi o să ajungă la pușcărie. Nu pot. Eu o să mă asigur că o să rămână închis cât mai multă vreme. Hai. În după aceea, când o să iasă, o să vină după noi. Eu să fac tot ce stă în puterea mea ca să vă protejez. Tot. Ok. Nu poți să lași să te controlezi așa. E de la anestezie. Nu e nimic grav. Și dacă o să dormi, o să fii și mai bine, da? Altceva te mai doare, tati? Nu. E bine. De ce s-a întâmplat? Lia te-a lovit. Nu, tati, a fost un accident. Da, ești foarte bine. Și noi suntem lângă tine, da? Da? Lia, bună seara. Ce? Vreau să vă rog, am nevoie de niște analize. Am să vorbesc cu un coleg de-al meu, că nu e specialitatea mea. Nu... Am nevoie de un prieten acum.
Vreau să fac niște analize toxicologice. De ce? Cred că am fost drogată. Tati, vrei să-ți aduc ceva? Nu. Orice poți să-ți aduc. Să că o să ieși repede de aici, ai să vezi, o să te faci bine repede. Iată. Mami? Da? Faci și tu așa? Păi eu deja să fac așa. Ce e? Nu sunt picioare. Tati, ce se întâmplă? De ce nu sunt picioare? De ce nu sunt picioarele? Pui mamă vitregă, te gândești fără să vrei la personajul negativ din basmele pentru copii. Am crezut că în cazul meu va fi diferit. Și că nu mă voi transforma în persoana care să-i facă rău copilului soțului meu. Tot aici ești? Alice, ți-am mai spus, nu pot să plec, nu pot. Vreau să știu și eu ce simt. Nu s-a schimbat nimic. Robi nu poate să-și miște picioarele. Trebuie să existe o soluție. Uite că nu există, nu se poate face nimic. Din cauza ta, copilul meu nu mai poate să meargă. Ești fericită? Dar sigur se poate face ceva. Nu se poate face nimic. Mi-ai distrus copilul, înțelegi? Gata, vă rog frumos, se aude în salon. Vreau doar să știu cum e Robi. Nu știm încă cum e, mai trebuie să se facă niște analize. Degeaba. Din cauza ei aici. Te rog. Din cauza ei suntem cu toții aici. Dar n-am vrut. N-ai vrut. Tu niciodată nu vrei nimic. Tu n-ai vrut să-mi fur soțul, n-ai vrut să pățească nimic copilul și totuși uite unde suntem. Zi-mi și mie, de ce Robi? De ce Robi, care e un copilaș nevinovat? Zi-mi și mie. Dar... Te rog, explică-i că n-am vrut, n-a fost intenționat. Te rog, te rog. Ascultă-mă, știe și ea că a fost doar un accident, da? Doar că... durerea rămâne. Ca și la tine, nu? Mă duc după Alisa. Dar în viață nu e ca în basme. Pentru că personajul negativ poate fi chiar mama adevărată. Ce rost are? Păi, nu știu, e vorba de un copil. Adică mă gândesc că na, o vorbă bună? Ți-am mai tot zis, Emma, nu mai da sfaturi pe care nu le poți pune în aplicare. Ție cum ți-a mers asta cu vorbă bună, cu Sia? Bine. Neața! Ce? Neața, a pus acum câteva ore, dar neața! Și mie nu mi-ați păstrat nimic de mâncare? Tu ai dormit aici? Da. Am dus-o pe Roxy la centru, după care m-am dus acasă și centrala nu mergea. Ce voie să stau acolo în frig?
Gabi, ești sigură că ăsta e motivul? Da, eu i-am zis că poate să rămână. Amu, Pavel, ce voi ai? Să se chinuie și tu să te răfui la căldurică? Mulțumesc, Emma. Se pare că pe soțul meu nu mă pot baza. Eu cred că minți. Ha? Hai zi, ce pui la cale? Nu mint și nu pun la cale nimic. Nu înțeleg ce te agiți așa. Alo? Da. Cum? Da? Da, sigur. Da. Da, da. Da. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Da. Am o veste bună. Măcar tu. Într-o lună de zile or să fie gata actele de adopție. Și ce înseamnă asta? Că Roxy o să fie a noastră de tot. Nu cred. Să fie armătușă. Ce drăguț. Tu, Pavel, nu te bucuri? Ba da, ba da, normal că mă bucur, dar am altele pe cap. Cucu, wow. Deranjez? Nu. Cum ești? M-au zis ca să te externează. Da, mai am puțin din tratament și gata. Ce tratament? Bine au zis că ești bine? Și că sunt deshidratată încă. Pentru că te consum prea mult. Deși n-am motive. Robbie rămâne aici. Și nu știm când iese. Lia. Robi e un copil puternic, o să vezi, o să fie bine. Petru nu o să mă ierte. Dar nu-i vina ta. Tu poți să-l ierți pe Pavel pentru ce a vrut Fabian să-ți facă? Și nici măcar nu era Pavel vinovat. Stai puțin, nu poți să te compari cu el. Pavel a făcut greșeală după greșeală după greșeală și... Și poate așa am făcut și eu. Bună. Ești bine, văd. Tu mergi? Cum e Robi? Robi e cum e. Cum te gândești la el? Trebuia să te gândești la el și la binele lui de la bun început. Tu nu vezi că se țin problemele lanț de când a intrat în casa noastră? Asta ai vrut? Să-l schilodești pe copilul ăsta? Nu. Nu? Nu, crede-mă că-l iubesc pe Robi din tot sufletul. Cum poți să spui că-l iubești când din cauza ta n-o să mai meargă? I-ai distrus copilăria, i-ai distrus viața. Nu mai poate să meargă. Nu, și e numai din vina ta. Blestemată fie ziua în care ai apărut în casa noastră! Am căzut! Am căzut pur și simplu! N-aveam de unde să știu că Robi venea în momentul ăla pe scări! Nu știam! Mi s-a făcut rău și am căzut! Eram sus cu Alice, întreabă pe ea! Sau mai bine întreabă dacă nu mi-a făcut ea ceva. Minți! Nu mint. Ba da, minți! Era acolo cu mine! Era sus și știm amândouă că e în stare de orice. Cum poți să faci asta, să dai vina pe fiica mea? Când ea e aici, e plânsă, toată e disperată, nu mai știe ce să facă. Te credeam în stare de orice, dar nici chiar așa, mai fată, n-ai fi de rușin? Gata, se audă de pe hol, vă rog frumos. Să-ți fie rușine! Otilia, amândouă, încetați în momentul ăsta, vă rog frumos. Robi e speriat și are nevoie de noi, s-a înțeles? Nu o să te iert niciodată. Și eu nu o să mai... Bună. Bună.
Vrei să stai? Nu, nu. Nu durează mult. Mike, te rog, nu rămâne aici pentru mine. Înțelegi tu de asta? Voi să rămâi aici, nu? Da, da. De asta voiam să rămân, da. Noi doi nu suntem... Ce nu suntem? Nu înțelegi, nu? Du-te liniștit. Nu? Adică ce, nu înseamnă nimic pentru tine? Păi ce vrei să-ți deseneze? Ce vrei? Ai înțeles? Mike, ești simpatic. Dar nu simt ce simți tu pentru mine. Știi? Mi-a venit o idee. Dacă îmi dai voie, vă spun. Zi, ce mai e? M-am gândit că, na, dacă o să câștigi custodia lui Ioan, să-l creștem împreună, cu Roxy. Doamne, Capi, de unde-ți vin ideile astea? Ce te face să crezi că te-am iertat? E șansa ta să ai familia pe care ți-ai dorit-o plus, că așa îmi face doi copii fericiți. Tu chiar nu te-ai schimbat, nu? Pavel, mă... O, ce fac porumbeii? Hai, te rog eu, lasă-ne. Da, Andy, lasă-ne că nu este momentul. Am înțeles, gata, scuze. Voiam să te întreb dacă știi ceva de la capitan și Mike. Pleacă. Așa, ce-i cu asta? Păi sunt angajații tăi, mă gândeam că îți pasă. Hai, Andy, că n-am altele pe cap acum, n-am timp de pic și poc. Da, ai altele pe cap, cum ar fi Gabi. Hai, nu fi obraznic. Du-te și... Gata, mă duc să beau, că oricum o să degenereze lucrurile între voi în curând. Aha, bine. Deci, ce zici de ideea mea? Doamne, nu încetezi cu asta? Pavel, sunt serioasă, cât se poate de serioasă. Ăsta a fost planul nostru de la început, mai știi? Să-l creștem împreună pe Ioan. Nu, Gabi, nu știu, am altele pe cap acum, trebuie să ajung la spital, la Robi. Te-am rugat să nu te duci. Trebuia să-l văd. De ce trebuia să-l vezi? Ca să înțeleagă că n-am vrut să-l rănesc. Nu înțelegi că mă bântuie gândul ăsta că i-am făcut ceva rău? Prea târziu, Iulia, ei... Mă crezi vinovată? N-am zis asta. Ba da, fix asta ai zis. Mă crezi vinovată ca toți ceilalți? Tu nu vezi că eu sunt singurul care ține cu tine? Pleacă. Poftim? Am zis să pleci, te rog, nu pot. Îți jur că eu nu mai pot, înțelegi? Sunt epuizat. Nu mai pot. Toți mă învinuiesc că țin cu tine și că mi-a lăsat copilul. Te rog frumos, nu complica și tu situația asta mai mult. Așa. Nu trebuia să complicăm lucrurile. Du-te la Robi. Are nevoie de tine. De ce ești încăpățânată, Lia? De ce fix în momentul ăsta ești încăpățânată? Spune și mie. Lia. Nu. A plecat. A plecat și a luat lucrurile, pentru că e convinsă că eu cred că ea e vinovată. Și chiar crezi asta? A fost un accident, Pavel. Păi da, dar cineva tot e vinovat. E greu. Dar asta nu ne va despărți. Carla? Da? Când ajungem la vamă, să te schimbi și să te faci tu că dormi, bine? Ești dacă ne trezesc pe amândouă? Nu vă trezesc. Nu sta așa, n-ai politicoși. Acum nu ne pot opri nimeni. Ea va fi cu noi.
totdeauna.